Bună ziua, stimați conaționali! Ne-am adunat astăzi aici, la o zi de sărbătoare pentru a sărbători 5 ani de activitate a ansamblurilor de dans popular Horea Moldovenilor și Brâuleț ale Centrului Cultural Moldav. Tradițiile Centrului Cultural Moldav sunt păstrate cu sfințenie de o nouă generație care continuă să contribuie la promovarea creației populare, păstrarea tradițiilor și datinilor strămoșești, participă la diferite festivale naționale și internaționale, reușește să obțină premii și diplome de gratitudine, aprecieri și dragostea publicului spectator. Muzica și dansul popular rămâne a fi veșnică pentru că, interpretând aceste mărgăritare ale folclorului, ne onorăm strămoșii noștri. Unul din obiectivele de activitate ale Centrului Cultural Moldav este creșterea noii generații de moldoveni care își dezvoltă aptitudinile coreografice în ansamblurile de dans popular Brâuleț, Hora Moldovenilor, Opincuța, ansambluri ce educă talente pentru ziua de mâine, generații întregi, setoase de cântec și dans. Țin să menționez că tot în această zi aș vrea să felicit toți moldovenii cu sărbătorile care au fost petrecute în Republica Moldova, Ziua Independenței și Ziua Limbii Noastre. Îl avem ca oaspite de onoare astăzi pe consulul ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză, Oleg. Stimați cetățeni, sunt onorat să fiu parte la celebrarea celor 5 ani de activitate a ansamblurilor de dansuri populare, Hora Moldovenilor și Brâuleț. Pe această cale vreau să îmi exprim respectul și admirație pentru că ați avut putere și forță să creați aceste colective, să rezistați timpului și să reprezentați imaginea Republicii Moldova departe de meleagurile țării. Și în continuare eu vă doresc să priviți viitorului, în continuare uniți, să aveți parte de membri noi, de generații care să vă substituie și, evident, realizări cu participări la fel de fel de activități, concerte și măsuri cultural-artistice. Din partea Ambasadei Republicii Moldova, dacă îmi permiteți, eu vreau să-mi văd cât e un reprezentant al ansamblului de dansuri Hora Moldovenilor și Brâuleț. Domnul Ion, dumneavoastră reprezentant, deci o diplomă de recunoștință se acordă ansamblul de dansuri populare Hora Moldovenilor din cadrul Centrului Cultural Moldav pentru promovarea și valorificarea folclorului muzical-coreografic din Republica Moldova pentru meritele deosebite în conservarea portului și a tradiției populare departe de meleagurile țării. De asemenea, diploma de recunoștință se acordă ansamblului de dansuri populare Brâuleț din cadrul Centrului Cultural Moldav pentru promovarea, valorificarea folclorului muzical-coreografic din Republica Moldova pentru merite deosebite în conservarea portului și a tradiției populare de parte de meleagurile țării. Vă mulțumesc mult! Îi oferim cuvântul în continuare domnului Ion Danile, conducătorul ansamblului de dans popular Hora Moldovenilor. Bună ziua, vă spun la toți. Ne face mare plăcere că dumneavoastră sunteți alături de noi când la o sărbătoare și cu asta eu vreau să spun vreo două cuvinte că nu a fost de fel greu la început, ca să formeți ansamblul Hora Moldovenilor. A fost foarte ușor, că toate persoanele care am vorbit, toți au fost de acord. Pe parcurs au apărut greutăți, nevoi, mă rog, diferite treburi mai plăcute, nemai plăcute, dar vreau să le mulțumesc la domnii și doamnele și domnișoarelor care sunt în spatele meu, că tot ce am făcut pe parcurs, eu singur n-am ales faptul mic. Și le mulțumesc că au avut răbdare, timp și
multe, multe de toate, care numai noi le știm, că asta este ca o familia noastră, că noi tot timpul ne jăluim și ne bucurăm de toate cele și în final. Îmi pare bine că tot și munca care am depus-o pe anii care sunt pe parcurs, se vede și o vedeți și noi nu trebuie să uităm de unde am venit, cine suntem și trebuie să arătăm prin dans, prin cântic și prin costum, tradițiile și a Republicii noastre Moldova. Și vă doresc mai departe o odihnă plăcută, cu dans, cu glume și tăcere bună. Omule, cu vorbă rară, ce-ai făcut o viață întreagă? Am crescut, după cum știi, dansator din voi, copii. Dar tu, cântăreț duios, ce-ai făcut mai de folos? Cu drag doi n-am cuprins, dorul din suflet am plâns. Dar tu, centrul cultural, recunoști omul cu har, cel ce joacă horile și-mi cântă doinele. La hora de sărbătoare am venit cu mic și mare, la Centrul Cultural Moldav, să dansăm cu dor și drag. Ansamblul de dans popular Hora Moldovenilor vă invită la o horă și sârbă.
leagă natal, de numele Baștinei își leagă omul destinul său, cărările vieții lui. De aici purcet cătinel peste zare și peste timpuri, din pragul casei părintești, pe lângă sau câmul, ori mesteacănul din poartă, pornesc către lumea mare, a inima rândurilor însetate, de vraja depărtărilor, de chemarea dâmburilor mării. Baștina începe de sub streașina casei, de unde am văzut pentru prima dată lumina zilei. Începe din graiul dulce al mamei, din cântecele, din basmele ei, pline de taine și vraje. În continuare, doamna Ioana Ghiș va interpreta cântecul Am plecat de acasă. Această melodie ce ascult, Frunzulițe verde ca naframa, interpretează Ioana Ghiș. Ascultați copii și țineți seama, că
Ansamblurile de dans popular, Hora Moldovenilor și Prâuleț reprezintă Centrul Cultural Moldav la diferite întruniri cu portughezii. Deci, ca să-i uimim pe portughezi, nu trebuie multă vorbă și multă explicație. E destul dansul, dansul moldovenesc. Deci, invităm în scenă încă o dată ansamblul Hora Moldovenilor cu dansul Polga. Thank you.
dragostea mă. Tinerețe, floarea mea, măi, te-aș putea eu, te-aș păstra. Că-i frumoasă dragostea, măi, dacă pleci, pleacă și ea, măi. La mulți ani, hai noroc, să ciocnim, să pornim la joc și cu toți să ne veselim. Cu o viață le avem, să nu-i rosim. La mulți ani, hai noroc, să ciocnim, să pornim la joc și cu toți să ne veselim. Cu o viață le avem, să nu-i rosim. Viață, viață, dragă-mi ești, dar tare te mai grăbești. Dacă vei nimic nu-ți spun, lasă-mi tinerețea-n drum. Cine-o trecut pe pământ, măi, ca floarea de pe inimă. Nu-i iubit, n-o fi trecut, măi, și nici de dor n-o știut, măi. Cine-o trecut pe pământ, măi, ca floarea de pe inimă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Da?